Campanie de toamnă peste așteptări pentru agricultorii prahoveni. Recoltarea suprafețelor cultivate cu floarea soarelui, cultură care a ocupat 12.000 de hectare de teren arabil, s-a încheiat în totalitate și producția obținută e mult mai bună decât cea de anul trecut. Asta cu toate că în primăvară, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în anumite zone ale județului s-au făcut reînsămânțări și la porum stă mai bine ca în anul 2013. Producțiile sunt mai mari decât anul trecut, când fac precizarea că a fost un an de excepție, adică am avut producții bune. Producțiile sunt mai mari atât la porumb cât și la floarea soarelui, cu circa 300-400 de kilograme la hectar, în sensul că la porumb avem până în momentul de față o producție medie de 4.700 de kilograme la hectar, iar la floarea soarelui o producție de 3.100 de kilograme la hectar. Dorni să prindă o perioadă mai lungă de timp favorabil, agricultorii fac cu spor și însămânțări după ce au terminat de recoltat. Deja a fost cultivată rapița pe o suprafață record. În ceea ce privește înființarea culturilor de toamnă, avem prevăzut în program o suprafață de aproape 50.000 de hectare, din care 37.000 numai cu grâu. Campania de semănat grâu a început, la rapiță s-a terminat și este un lucru important pentru că de la an la an această cultură a câștigat teren în județul Prahova. Undeva în jur de 7.000 de hectare au fost semănate anul trecut, anul acesta față de 5.000 anul trecut și față de 1.000 de hectare în anul 2007. Această cultură câștigă teren din motive financiare. Are un preț oarecum stabil de la an la an, nu sunt variații precum la porumb sau la grâu sau la floarea soarelui. Și este o cultură care nu este foarte pretențioasă. Din cele 12.000 de hectare cultivate cu floarea soarelui în acest an, aproximativ 90% aparțin agenților economici. Cheltuielile totale pentru un hectar nu depășesc 1.900 de lei, iar în aceste condiții agricultorii pot scoate profit.